Bună ziua și bine ați venit la Târgul Severin. Bine ați ajuns la Târgul Severin. O zi frumoasă, cu soare. Și plină de speranță și pentru mine ca și concurent. Suntem chiar în ziua cele mai importante etape din sezonul de pui 2019. Derbiul de fond. Suntem în sala trofeilor, să spunem, obținută de diploma sportului Colombofil. Vă pot prezenta câteva din cele mai importante obținute în cariera mea de Colombofil. Cel mai care mi-a atins sufletul de adevăratea, cel mai important este porumbelul anului 2015. Trofeul formă de tablou înmânat sub îndrumarea Casei Regale a României, cu o porumbiță de excepție, care a fost și campion național la acest sezon, la o altă categorie, la alt național. A mai fost și un loc 2 național la o altă categorie. Acum este o foarte bună reproducătoare și anul acesta s-ar putea să fie mamă de campion național și poate chiar și porumbel olimpic. Un concurent în plin sezon. Am obținut de asemenea și trofeul porumbelul anului în 2014, chiar prima ediție a acestui trofeu, imediat la înființare. Prima ediție am câștigat-o eu, a doua am câștigat-o încă o dată cu o altă pasă. Am fost participant la Olimpiada de la Budapesta în 2014, de fapt în 2015, aprilie sezonul 2014, unde am ocupat un loc 4 la categoria pui, cu o porumbiță, iar de excepție, care a fost și dublu campion național în anul 2014, stabilind chiar două recorduri ale premii la categoriile demifond și general pui. O urmă mică de la participarea la Budapesta. Alte titluri de campion național, 6, 7, 8, nu mai știu numărul, dar emblema rămâne tabloul de care v-am vorbit, cel al porumbelului anului 2015. Practic, sportul colombofil la acest nivel l-am descoperit, să zic, dintr-o ambiție, dintr-o provocare. Nu credeam niciodată că pot ajunge aici, dar cu perseverență totuși am reușit. Așa reușit și porumbeii să ajungă acasă și să câștige concursurile, creindu-le o motivație. Cineva, fără să-și dea seama, mi-a creat o motivație să reușesc. Nici el cred că nu credea, nici eu nu credeam că voi reuși să ajung acolo unde am ajuns. Și o mică pasiune, un mic hobby să ajung undeva la, să zicem, la rang de artă. Nu-mi place să fac lucrurile doar pe jumătate, nu are rost să pierdem timp. Dacă nu le facem așa cum trebuie, să putem deveni campioni. Am învățat și altceva despre viață. Dacă nu era sportul colombofil, dacă nu ajungea la asemenea manifestare pentru mine, unele lucruri despre organismul uman, care este foarte asemănător cu organismul porumbelului din punctul meu de vedere, nu le descopeream. Așa am aflat ce înseamnă o dietă sănătoasă, așa am aflat ce înseamnă o viață sportivă, așa am aflat care este logica sau algoritmul întreținerii unui sportiv și întreținerii unui organism sănătos, de la curățarea ficatului, să zicem, până la încărcarea finală a porumbelului. Așa am reușit să să-mi găsesc o logică chiar și în activitatea mea și în prestațiile mele, să zic, în viață. Produsele de întreținere există, firme sunt nenumărate. N-aș putea să cataloghez o ierarhie clară a firmelor producătoare de medicamente sau de produse de întreținere. Important, foarte important este să știi ce gamă de produse trebuie să folosești și la ce moment dat. Eu sunt un fan, să zicem, al produselor Berselelaga. Sunt niște produse de suflet.
La o vreme am fost ales de Versailles Laga să-i reprezint ca și imagine și am avut onoarea să fiu chiar și în calendarul lui Versailles Laga, pe una din file, acum vreo 2 ani. Mă descurc foarte bine cu produsele Versailles Laga. E adevărat că nu numai ele. E adevărat că la fiecare firmă există și produse de top, există și produse de curente de consum pentru polumei. Dar eu, unul, mă descurc foarte bine cu două firme de bază și restul, vârfuri de gamă de la celelalte firme de pe piață, le folosesc atunci când simt nevoie. Nu pot să spun că am o rețetă la polumei. Fiecare etapă o tratez ca și cum ar fi prima din viața mea. Și totul începe cu studierea vinului. Funcție de vreme, iau hotărâri vis-a-vis de ce urmează să administrez porumbeilor ca și antrenament, ca și întreținere, ca și susținătoare de efort. Vântul este un factor foarte important în desfășurarea concursului efectiv și funcție de greutățile prin care vor trece porumbeii în ziua concursului, iau deciziile cele mai potrivite, sper. Foarte important în sportul polumofil și nu numai în viață, este ca atunci când ai o pasiune, indiferent cât de mare sau de mică, să fii susținut de familie. Tot ce am reușit, am reușit și datorită sau cu sprijinul sau poate chiar o porție mai mult decât 50% al familiei. În momentul în care familia este lângă tine și îți înțelege pasiunea și ești liber și ai scăpat de anumite stresuri, poți să duci lucrurile spre infinit.